Cu grijă se aprind toate torțele, cele 150 de torțe pentru eroii români căzuți în luptele de la Valea Uzului. Ilie Popescu și Florin Popescu sunt rugați să vină în fața coloanei. Români, sunt deosebit de onorat că astăzi, în zi de mare sărbătoare, ziua Armatei Române, fiecare dintre dumneavoastră ați venit aici la porțile de fier ale Moldovei să cinstim eroii români.
Acum 100 de ani, acești oameni s-au jertfit pentru libertatea noastră. Mulțumesc fiecăruia dintre voi și vă sunt veșnic dator pentru faptul că ați ales să vă rupeți din timpul vostru și să veniți aici, alături de cei de pe Valea Trotușului, de pe Valea Uzului, de pe Valea Tazlăului, să cinstim împreună eroii români. N-am încercat, prin ceea ce am făcut noi, decât să cinstim memoria eroilor români. N-am vrut și nu dorim să stricăm pacea și liniștea din țara românească. Dar n-am putut să stăm impasibil la ceea ce s-a întâmplat în acest cimitir timp de mai bine de 50 de ani. Faptul că noi am pus aici câteva cruci simbolice în memoria celor care au apărat acest ținut, nu cred că este un lucru greșit. Faptul că am ridicat acest monument în memoria tuturor eroilor care sunt înhumați aici, cred că este un lucru absolut normal în anul 2019. Astăzi, aici, în cimitirul internațional de la Valea Uzului, ne-am strâns să aducem o rugăciune, o mulțumire și un crez celor care, așa cum spuneau, au luptat pentru a apăra acest ținut. Foarte pe scurt, am să vă spun programul pe care noi l-am gândit în această seară. Vom începe prin intonarea imnului de stat. Vom continua cu rugăciune pe care părinții, preoții care sunt aici de față, o vor face. Vom citi numele eroilor români care sunt înhumați în acest cimitir. Vom depune jerbe și coroane. Vom striga cu toții Dumnezeu să ierte. Vom spune o rugăciune pentru numele lor, în așa fel încât toți cei care s-au jertfit aici sau pe dealurile din împrejurim să-și găsească somnul de veci. Încă o dată din suflet vă mulțumesc și vă sunt veșnic dator pentru gestul de onoare pe care l-ați făcut, acela de a fi român. Vă rog intonarea imnului de stat.
Începe ceremonialul religios. Hei, hei, hei. Mulțumesc. Ce hei? Filmăm și noi, știți, și vrem să folosim imaginea în spatele dumneavoastră pentru domnul. Dar și noi, știți, spre seama, și noi avem în spatele dumneavoastră, știți? Și vecilor. Și apărarea patriei și răzii care au luptat pe câmpul de luptă alemân pe Marea Uzului. Și pentru ca să-i serte lor toate greșelacea de voie și fără de voie. Hristos Împăratul Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhul și a tot trupul care călca moarte și pe diavol ai surpat, ce devii viață vitală însuți, Doamne, odihnește și sufletele adunților Tăi, eroi și ostași români care odihnesc în acest cinitiv, căzuți pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești în câmpurile de lupte pe de Marea Uzului. Așa să-ți rog luminat, nu cu verdeasă, nu te odihnă, de unde a fugit toată durerea și suspinat. Și orice greșeală o să vă citi, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să-i ierte. Nu este om care să fie viu să greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta, dreptate mea. Cuvântul Tău, adevărul,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tu ești în viață și viața și odinia tuturor tăi, răstași români care luminesc în acest cimitir, cu scăparea de pace și cu se spășești, pe câmpile drepte la Valea Uzului, Hristoase Dumnezeu nostru, și slavă Lui Sfântul cu Cel Făcătorul Părinte, prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Rămâne mult milostiv, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care la Sfinților Te ucini și Apostol, cheile împărăției cerurilor, dar după Sfântă învierea Ta cea de-a dreapti, cu harul Tău ne-a venit puterea de a delega și a deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin spusa Ta iubire de oameni, ne îmbrăci și pe noi sfericii și nevrinci lumii Tăi preoții, să fim moșteni pe aceea ce a sfânt dar și ac, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm ceea ce se întâmplă în poporul Tău, însuți prea mult împărate și ce pururile ești de față și pe noi smeriți în vechiul Tăi, iartă pe adumiți cuvii Tăi, noi ostași și români, provodiți în acest sfânt și mitir, căzuți pe câmpuri drepte pe Marea Uzului, pentru apărarea Patriei, prin ce strămoșești, iartă de orice au vrut și ca niște oameni această viață. Și iartă toate pentru a păcătuit, cu cuvântul, cu lucrul, cu gândul, știință, neștiință, zicându-le orice legătură pus în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși, din mântie sau din altă pricină s-au legat pe sine, dar greu, preot, domnic, tată, mamă, frate, soț, soție, fiică, rădăină, oricine așa, camarad, au sfârșit o alicare ca aceasta, prin invidia și lucrarea diavolului. Nebuiește prea bună și mântă îndurată, ca sufletul lor să se așeze cu sfinții care ne diacau de neprăcuție, iar trupele lor să se desfacă și să fie de-a finice zi dintre care au fost alcătuiți. Pe binecuvântat și răspândești în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților Său las apostoli, ale cuvioșă Dumnezeu purtării părinților noștri, ale Sfântului Dreptului Lazar, cel a patra zi via de morți și pentru tuturor Sfinților, sufletea Dumnezeu Său, în acest cimitir, eroi români, căzuți pe câmpul de pe Valea Uzului, pentru apărarea pace și când se strămoșești, cei mutați de la noi, în portul dreptului așează-i. Amin. Eu vreau să-i odihnească, în drept să-i numele, citadurile veșnică, odihnele, Doamne, Sfântul 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 pomeniți, eroi stași români căzuți pe câmpul de pe Valea Uzului, care odinesc în acest cimitir, pe care ne-am pace când se spămoșești, felelor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică citirea
numelor eroilor români înhumați în cimitirul de la Valea Usului. Rog toaca să pe fondul muzical, da? Toaca. Capitan Simon Lazar. Capitan Ciorac Mitică. Soldat Pejan Gheorghe. Soldat Corban Toader. Soldat Frâncul Ștefan. Soldat Gabri Ștefan. Soldat Joseph Gheorghe. Soldat Lazar Gheorghe. Soldat Rotaru Ștefan. Soldat Nistor Constantin. Soldat Bogdan Ioan. Soldat Cernea Gheorghe. Soldat Crinu Mihai. Soldat Horeica Mihai. Soldat Maraușchel Gheorghe. Soldat Roman Mihai. Soldat Rotaru Stan. Sublocotenent în rezervă Davidescu Nicolae. Sublocotenent Popovic Dumitru. Sublocotenent în rezervă Damaschin Constantin. Sergent Oancea Gheorghe. Soldat Odoarte Ion. Soldat Sacu Petru. Soldat Costa Nicolai. Soldat Lazău Gheorghe. Soldat Cernea Gheorghe. Soldat Dobrică Toader. Soldat Urlaca Ștefan. Soldat Mocanu Anton. Soldat Diaconu Ion. Soldat Capor Ianuș. Soldat Botezatu Constantin. Soldat Ungureanu Gheorghe. Soldat Spinache Petra. Soldat Cârnu Vasile. Capitan Cristia Traian. Prezent. Soldat Vasilac Constantin. Prezent. Soldat Finariu Ianoș. Prezent. Soldat Babirzan Petrea. Prezent. Soldat Moise Neculai. Prezent. Soldat Vrânceanu Ioan. Prezent. Soldat Culaș Ștefan. Prezent. Plutonier major Pelin Adam. Prezent. Plutonier major Mateu Ștefan. Prezent. Sergent Adam Vasile. Prezent. Soldat Noicor Buliga. Prezent. Soldat Veiamin Aron. Prezent. Soldat Botez Ion. Prezent. Soldat Pescaru Neculai. Prezent. Soldat Belciu Ioan. Prezent. Soldat Negru Ioan. Prezent. Sergent Drăgan Neculai. Prezent. Soldat Belei Neculai. Prezent. Caporal Lungu Costache. Prezent. Soldat Rotaru Vasile. Prezent. Soldat Dumitru Alecu. Prezent. Soldat Sarinsca Vasile. Prezent. Soldat Călin Atanasă. Prezent. Soldat Farcaș Ianoș. Prezent. Soldat Ardeleanu Ioan. Prezent. Soldat Vulpe Ioan. Prezent. Soldat Fabian Gheorghe. Prezent. Soldat Ailenei Constantin. Prezent. Soldat Simion Ștefan. Prezent. Soldat Miron Vasile. Prezent. Soldat Lichie Mihai. Prezent.
Soldat Martin Ioan. Prezent! Soldat Pachianu Vasile. Prezent! Caporal Romfun Vasile. Prezent! Soldat Gerasim Ioan. Prezent! Soldat Vasloveanu Dumitru. Prezent! Soldat Hânganu Vasile. Prezent! Soldat Bolohan Neculai. Prezent! Soldat Florian Toader. Prezent! Soldat Pintileu Constantin. Prezent! Caporal Costea Ioan. Prezent! Soldat Hanganu Ioan. Prezent! Caporal Oralu Toader. Prezent! Soldat Văcaru Ștefan. Prezent! Soldat Postelnicu Gheorghe. Prezent! Soldat Neacă Ioan. Prezent! Soldat Sava Ioan. Prezent! Soldat Ciobanu Vasile. Prezent! Soldat Dorneanu Gheorghe. Prezent! Soldat Fedeleș Neculai. Prezent! Soldat Ferariu Gheorghe. Prezent! Soldat Negru Constantin. Prezent! Soldat San Ioan. Prezent! Soldat Pamaneș Ioan. Prezent! Caporal Butucaru Petru. Prezent! Caporal Muscă Vasile. Prezent! Soldat Grosu Petre. Prezent! Soldat Ionita Gheorghe. Prezent! Soldat Cioclu Constantin. Prezent! Soldat Marin Vasile. Prezent! Soldat Manolache Neculai. Prezent! Soldat Fabian Ioja. Prezent! Soldat Antonache Neculai. Prezent! Caporal Sandu Constantin. Prezent! Soldat Cioca Ștefan. Prezent! Caporal Simion Ioan. Prezent! Soldat Lădaru Vasile. Prezent! Caporal Popa Iordache. Prezent! Soldat Cioroabă Spiridon. Prezent! Soldat Rocă Mihai. Prezent! Soldat Budău Giurgău. Prezent! Caporal Pătrașcu Constantin Soare. Prezent! Soldat Tăbăcaru Ianoș. Prezent! Caporal Zaharia Ioan. Prezent! Caporal Faianță Ioan. Prezent! Soldat Petre Ioan. Prezent! Soldat Munteanu Ioan. Prezent! Soldat Ida Matio. Prezent! Soldat Gabor Mihai. Prezent! Soldat Român Ioan. Prezent! Soldat Udoșe Neculaie. Prezent! Soldat Gelipus. Prezent! Soldat Șușan Dumitru. Prezent! Ioan 2. Prezent! Soldat Maria Dumitru. Prezent! Soldat Afteanu Pavel. Prezent! Soldat Apostol Ioan. Prezent! Soldat Tupo Ardea. Prezent! Sergent Culubiciu. Prezent! Prezent! Soldat Rotaru Constantin. Prezent! Soldat Gheodion Ovidiu. Prezent! Soldat Toma Dumitru. Prezent! Soldat Alupului Gheorghe. Prezent! Soldat Hai Ovidianu. Prezent! Soldat Nica Gheorghe. Prezent! Soldat Pușcalău Ioan. Prezent! Soldat Rumariu Neculai. Prezent! Caporal Ianca George. Prezent! Soldat Monceanu Costache. Prezent! Soldat Toșca Vei Ioan. Prezent! Soldat Graur Dumitru. Prezent! Soldat Cosma Neculai. Prezent! Soldat Creangă Dragomir. Prezent! Soldat Căpărescu Andrei. Prezent! Soldat Măcădău Gheorghe. Prezent! Soldat Leca Adam. Prezent!
atâta trăire în suflet. Am pomenit eroi, numele eroilor români care sunt înhumați aici în cimitirul internațional de la Valea Uzului. Dar poate că nimic nu s-ar fi întâmplat dacă o mână de oameni care simt și cred românește nu ar fi avut curajul de a pune aici temelia românismului, de a putea cinsti eroii români. Oriunde ar fi înhumați eroii români, avem obligația și datoria de a-i cinsti, pentru că ei, așa cum ne-a spus-o de mai multe ori, și-au făcut datoria. Ne întrebăm adesea, noi, cei care astăzi trăim pe aceste pământuri, ne-am făcut datoria, în primul rând față de ei, în al doilea rând față de țară și nu în ultimul rând față de tânăra generație. Noi, generația anilor 80, 90, 70, cei care avem 40, 50, 60 de ani, n-am fost în stare să lăsăm copiilor noștri ceea ce am primit de la strămoșii noștri. Cu mulți ani în urmă, aici, în acest cimitir, în fiecare an se făceau slujbe închinate eroilor români. A fost o pauză mare în care românismul nu și-a mai făcut prezența. A fost o perioadă în care ne-a fost rușine să spunem că aici, la Valea Uzului, au luptat și murit românii. Ne-a fost rușine nouă românilor să spunem că datorită morții lor, sacrificiului suprem, această țară a fost salvată de la pieire. De ce ne-a fost rușine? Nu știu. Dar cred că a sosit momentul ca măcar în ultima clipă să fim demni și să spunem celor care vin după noi că aici, în Valea Uzului, a curs mult sânge de români și că aici, în acest cimitir, sunt înhumați eroi români. Chiar dacă astăzi nu mai poartă la căpătâi însemne cu numele lor, așa cum i-am auzit aici, în aceste citiri făcute de tânăra generație, pe Ion, pe Gheorghe, pe Vasile, nu-i mai vedem pe crucile din acest cimitir, dar știm că sunt aici. Dragilor, spuneam că acea mână de români, poate cu puțină nebunie, au reușit să reaprindă aici, în cimitirul de la Valea Uzului, flacăra credinței, flacăra demnității, cinstirea de neam și de țară. Iar cei care astăzi ne păstoresc, n-au înțeles mesajul românesc și fac presiune asupra noastră și încearcă pe toate căile să blocheze, dacă ar putea, cinstirea eroilor români. Mi-e greu să înțeleg ca român. Mi-e greu să înțeleg ca om care am trăit 50 de ani în această țară. De ce ne este interzis să aprindem o lumânare la căpătâiul eroilor noștri? Nu înțeleg și încerc în fiecare zi să găsesc un răspuns. De ce nu ni se dă voie nouă în țara românească să spunem o rugăciune la căpătâiul eroilor români? Voi căuta răspunsuri de aici încolo mulți ani, dar prezența dumneavoastră aici ne întărește și mă face să înțeleg că dacă unii sunt surzi, dacă alții n-au curajul să-și țină coloana vertebrală dreaptă, voi românii de rând, care ați venit din toate colțurile țării și v-ați alăturat nouă, celor care am avut poate o doză de nebunie mai mare și am hotărât să facem în 2018 aici, în Valea Uzului, acest monument și ne-am permis în țara românească
să ridicăm aceste cruci închinate eroilor noștri. Cred că ne-ați înțeles mesajul și ați ales să veniți aici din dragoste și ați ales să veniți alături de români la Valea Uzgului să-i cinstim împreună pe cei care s-au jertfit și cărora le suntem veșnic datori. Fără sacrificiul suprem al acestor eroi n-am fi fost astăzi aici. Fără moartea lor, fără sacrificiu extrem de dur, noi nu ne-am fi numit astăzi români. Citeam recent în arhivele de la Pitești, unde se regăsește mare parte din istoria acestei văi, cum românii, prost înzestrați militar, dar cu demnitate în suflet, cu opinci în picioare, cu cojoace de oi îmbrăcați pentru că nu aveau ținută militară, au apărat aceste ținuturi. Iar noi astăzi, cu pantofi, cu haine de firmă, cu tot felul de aere, de domn, nu suntem în stare să aprindem o lumânare căpătâiul lor. Și repet, dacă unii își permit să facă lucrul ăsta, sunt hăituiți prin fel și fel de dosare și așa mai departe. Vreau sincer să mulțumesc celor care s-au implicat aici și am făcut câteva distincții. Să știți că sunt foarte zgârcit în a înmâna distincții. Nu le dau decât celor care merită. Foarte greu se câștigă acest premiu în Valea Uzului. Și am să încep nu cu un român, ci cu un românaș. Prima distincție am să o dau unui românaș și am să vă spun de ce. Pe 6 iunie, aici, stăteam dincolo de gard, pentru că n-aveam curajul sau nu aveam voie să intrăm în acest cimitir să ne cinstim eroii. Noi, generația celor născuți în 70-60, n-am avut curaj, dar am învățat noi cei mai bătrâni un lucru pe 6 iunie foarte, foarte greu de înțeles și am primit o lecție noi. Am primit o lecție de la un copil. Dragii mei, Consiliul Local al Orașului Dărmănești, cu ocazia Zilei Armate Române, acordă domnului Ilie Popescu titlul de fiu al Văii Uzului în lupta pentru credință, unitate de neam și dragoste de țară. Știți cine este Ilie Popescu? Este acest românaș de lângă mine, care are 13 ani și care atunci, pe 6 iunie, a luat un steag în mână și s-a urcat pe acest monument și a strigat victorie. Noi cei care eram dincolo de gard sau voi cei care ați fost aici, ați prins curaj și ați spus, dacă noi n-am fost în stare, iată că tânăra generație a avut curaj. Ilie, de astăzi ești fiu al Văii Uzului și cât vei trăi să nu uiți că datorită ție românii au reușit să intre aici să-și cinstească eroii. Te felicit și să nu uiți niciodată și la 90 de ani să vii aici în cimitir și să le spui celor tineri că datorită curajului tău aici se trăiește și se simte din nou românește. Haideți să-l aplaudăm! Vreau să vă spun că acest blăstar de stejar a crescut într-o familie de români, într-o familie care i-a dat o educație extraordinară.
Fericit părinții, Florin Popescu, vă pup pe sufletul vostru și să știți că noi ne punem mari speranțe în tânăra generație. Măcar voi să duceți mai departe românismul, măcar voi să spuneți copiilor și nepoților voștri că aici au trăit, au luptat și au murit eroii români. Pentru ce? Pentru țara lor, pentru Ardealul nostru. Încă o dată, felicitări, Ilie! Când am plecat în această bătălie pentru construirea monumentului închinat tuturor eroilor din acest cimitir, când mi-am permis să pun 50 de cruci pentru eroi români simbolice în acest cimitir, pentru că mormintele eroilor noștri sunt undeva în spate și au la căpătâi alte însemne, nu cele românești. M-am simțit la un moment dat singur. Și am pornit în această bătălie cu foarte multe, să zic, opreliști, de la cel mai înalt nivel din statul român până la cel mai de jos funcționar din statul român, mi-au spus să nu încerc să-mi permit să cinstesc eroii români de la Valea Jiul, de la Valea Uzului. Nu știu de ce. Toți mi-au spus că aici, în acest pământ, sunt înhumați eroii români. Toți au recunoscut, de sus și până jos. Toți mi-au spus că suntem în țara românească, de sus și până jos. Și la fel, în cor, toți mi-au spus că nu trebuie să montăm acest cimitir, monument în cimitir. Și n-am înțeles de ce. Fără dumneavoastră, românii adevărați din România, din țara românească, aș fi fost călcat în picioare. Fără dumneavoastră, cu siguranță, astăzi nu reușeam să sărbătorim acest eveniment. Și astăzi, la acest eveniment, i-am invitat pe toți, de la cel mai mare în statul român și până la cel mai mic. Afară de dumneavoastră, oamenii de rând, oamenii care ați venit aici cu inima deschisă, puțini au răspuns prezent la chemarea noastră. Nu pot să-mi răspund mie personal de ce, dar veți vedea că puterea bunului Dumnezeu, memoria acestor eroi, tânăra generație și preoții care sunt alături aici, în acest cimitir, vor fi de neînvins. Iar dumneavoastră, dragi români, să nu uitați niciodată că dacă ne pierdem aceste valori ale noastre, credința, iubirea de țară și neam, familia și câte alte valori mai are acest neam românesc, ne pierdem de tot. Ne pierdem ca neam. Vreau să vă spun că unul din cei care a răspuns prezent la durerea celor de aici, din Valea Uzului, a fost Mihai Sorin Târnoveanu. Mihai, te rog să vii aici alături de mine și să-ți mulțumesc din suflet ție și asociației pe care o reprezint, pentru că ați fost primii care ați răspuns prezent la chemarea noastră și ați venit alături de românii adevărați din Harghita, din Covazna, de la Carei, de la Sibiu, de la Constanța, de la București. Ați venit aici pe 6 iunie și ați spus: aici este pământ românesc, aici sunt eroi români înhumați, aici trebuie să facem aceste slujbe de cinstire, pentru că noi nu am furat nimic. Noi suntem încă în țara românească și am venit să ne cinstim eroii noștri. Mihai,
îți ofer cu mare drag titlul de fiu al Văii Uzului. În lupta ta pentru credință, unitate de neam și dragoste de țară. Mulțumesc! Dragii mei, repet, atât de mult aș vrea să vă spun, dar încerc să fiu echilibrat. Astăzi avem un moment deosebit. Sărbătorim Ziua Armatei Române. Este un moment de bucurie, este un moment de solemnitate. Ne bucurăm de faptul că aici, în cimitirul de la Valea Uzului, am venit ca la noi acasă. De 6 iunie nu eram la noi acasă, pentru că aveam porțile închise, pentru că aveam un lacăt pe acele porți, pentru că unii ne-au spus că nu avem voie să intrăm aici. Astăzi am venit acasă. Astăzi am găsit poarta deschisă. Și le mulțumesc celor care atunci n-au avut înțelepciunea să înțeleagă că aici sunt eroi români. Astăzi se pare că au înțeles. Astăzi se pare că ne-au lăsat să ne plângem morții noștri. Ne-au lăsat să spunem rugăciunile pe care le știm de la străbunii noștri. Astăzi ne-au lăsat să le strigăm numele eroilor. Și tot astăzi ne-au lăsat în pace să aprindem o lumânare. Cred că normalitatea trebuie să fie cuvântul de ordine aici și oriunde în țară. Cred că fiecare trebuie să ne bucurăm de eroii noștri. Din punctul meu de vedere, îi asigur de tot sprijinul, de toată stima și de toată considerația pentru toate națiile care sunt aici. Dacă n-aș fi iubit eroii, de orice naționalitate ar fi fost ei, astăzi, aici, pe acest monument, nu vedeați înscris numele tuturor eroilor. Am scris acolo, în memoria eroilor români, maghiari, germani, ruși, italieni, sârbi. Pe toți îi iubim la fel. Sunt eroii noștri. Și dacă n-aș fi fost de acord cu acest lucru, nu ați fi văzut aici steagurile celor 7 nații care au înhumați eroi aici. Toți trebuie să dăm dovadă de înțelepciune, de înțelegere și să, chiar și în al 100-lea ceas, să ne întindem mâna, să fim frați, pentru că, vrem sau nu vrem, trăim în granițele acelui stat. Un alt fiu al Văii, un alt om care mi-a fost alături în acele momente de cumpăn. Dan Ciprian Grăjdeanu. Dane, te rog, vino alături de mine, ție și asociației pe care tu o reprezinți astăzi aici, din suflet, îți înmânez acest titlu în lupta pentru credință, pentru unitate de neam și pentru dragoste de țară. N-am scris aceste cuvinte cu ușurință. Credință, unitate de neam și dragoste de țară. Spuneam mai devreme că acele valori sfinte pentru care au murit străbunii noștri, noi, cei de astăzi, sau mai bine zis, cei mai mulți dintre noi, le-am uitat. Pentru aceste valori ați primit aceste distincții. Și așa cum spuneam tânărului care ne-a deschis calea în acest cimitir, vă considerăm de astăzi, noi, cărmăneștenii, noi, românii de pe Valea Trotușului, a Tazlăului și a Uzului, fii ai Văii Uzului. În vremuri tulburi, când cei mai mulți care aveau putere de decizie au fugit, când cei mai mulți care aveau putere de decizie
Nu mi-au mai răspuns la telefon, mi-au închis telefonul pur și simplu. Când cei mai mulți din statul român mi-au spus că ar fi bine să ne luăm crucile din acest cimitir și să le ducem mai la deal sau mai la vale, mai în sus sau mai în jos, am refuzat. Și am dat unui mare demnitar din statul român o replică pe care mi-e rușine să o spun aici. Iar unul din prietenii mei care este prezent aici a fost cu mine la acel înalt demnitar. Și ne-a spus acel înalt demnitar cum ar fi bine să ne luăm crucile și să ne ducem mai la deal sau mai la vale. Dragilor, am avut atunci și în perioada aia dificilă și avem și acum alături de noi un simbol de care nația românească niciodată sau la care nația românească niciodată nu a renunțat. Acel simbol pe care trebuie să-l păstrăm viu în sufletele noastre este Biserica Ortodoxă, biserica noastră care ne-a botezat, care ne-a învățat cum să ne rugăm, care ne cântă atunci când ne ducem pe ultimul drum. Sigur că atunci, chiar dacă unii nu recunosc, mai mari le-au pus opreliști și acestor părinți care ne îndrumă pe calea adevărului. Mă bucur tare mult că preoții din țara românească n-au ținut cont de anumite recomandări și au venit aici în număr mare, așa cum sunt și acum. Și împreună cu noi ne-am rugat pentru acești eroi care sunt înhumați aici și oriunde în țară, în semn de recunoștință, cu mare prețuire și dragoste. Ofer titlul de fiu al Văii Uzului, părintelui Alexandrescu Toadă. Mulțumesc, părinte, pentru gestul pe care l-ați făcut și pentru curajul de care ați dat dovadă că ați venit aici, alături de noi. Și când Dan sau când Mihai m-a întrebat oare vom avea preoți acolo, la Valea Uzului, pe 6 iunie, am spus da, vom avea preoții din Dărmănești, iar dumneavoastră ați fost vârful de lance și ne-a spus, mai am un pic și ies la pensie. Nu mai este frică de nimic. Voi fi prezent la Valea Uzului. Alături de dumneavoastră, părinte, au venit și ceilalți părinți. Toți meritați acest premiu. Toți meritați să fiți voi fii ai Văii Uzului. Dar pentru că sunteți mai tineri, noi ne-am propus ca și peste 20 de ani să cinstim eroii români aici și peste 30 de ani, atunci când Iliuță va avea 50 de ani și va veni aici, cu siguranță va oferi aceste distinții de fii ai Văii Uzului. Mulțumesc încă o dată, părinte! Dragilor, m-am întins un pic cam mult, dar trebuia să vă spun aceste lucruri pe care le-am ținut în sufletul meu și sigur, multe mai sunt de spus, dar mă opresc aici. Aș vrea să-l rog pe Mihai Târnoveanu să ne spună câteva cuvinte. Să-l rog pe Dan Grăjdean să ne spună câteva cuvinte. Aș vrea să-i salut pe colegii mei primari, pe care îi vedeți aici, și care au dat dovadă de curaj nu numai odată, ci ori de câte ori a fost nevoie. Primarul municipiului Moinești, primarul orașului Târgu Ocna, primarul orașului Slănic Moldova. Și foarte interesant să știți că aici, astăzi,
avem reprezentanți ai Guvernului, avem reprezentanți ai Parlamentului României. Asta ne dă încredere. Chiar dacă mai târziu guvernanții noștri au înțeles că aici este pământ românesc, că aici sunt înhumați eroi români și că aici nația românească trebuie și are dreptul să-și plângă eroii. Mihai, te rog, nu știu ce vei spune, dar te rog din suflet să ne spui ceva. Doamne ajută, fraților! Doamne ajută! În primul rând, în calitate de organizator al acestei manifestații, Asociația Calea Neamului, vă urez bine ați venit, mă bucur că vă regăsesc din nou demni români la Valea Uzului, la fel ca pe 6 iunie, la fel ca pe Ziua Eroilor, atunci când nimeni nu ne-a putut învinge. Înainte de a spune ce avea eu de spus, vreau să-l rog pe părintele Amfilohie să ne rostească câteva cuvinte din seama. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru că lui Dumnezeu îi datorăm existența noastră, biruința noastră și tot darul vieții. Noi nu suntem mai nimănui. În conștiința poporului nostru dintotdeauna a fost faptul că omul este creatura lui Dumnezeu, un ființă autonom. Cum toate cartea omului și toți vorbesc de om ca ființă autonomă și toate cărțile degenerate de aici și privesc pe om prin prisma unor înțelegeri greșite. Conștiința apartenenței la Dumnezeu, a noastră și a neamului și a neamurilor din care facem parte. Avem o datorie de viață și un dar în viața primită, l-a făcut pe români și soldatul român deosebit, să se avânte lupte cu motivația că idealul de luptă, valorile pentru care își pune viața, este o luptă bine primită de Dumnezeu și neplăcută. Noi nu ne uităm numai la camere de la vedere care sunt asistite asupra noastră, ci mai ales la înaltul cerului, ne privesc acești eroi și avem credința că prin mijlocirea lor vom putea și noi să ducem mai departe cu curajul de care aici amintea că nouă astăzi ne lipsește Duhul strămoșilor noștri și Spiritul Jef. Ați reușit, domnule primar, în sărbătoarea de astăzi și prin cuvântul frumos, limpede și grăitor, liber, rostit, la care am luat aminte, pe de-o parte, să dați un bun exemplu acestor copii. Au văzut și pe dumneavoastră și pe toți ceilalți, cum cu lacrimi au fost prezent. Vedem aici oameni cu care poate ne-am întâlnit în alte împrejurări, dar care acum au avut o purtare autentică pentru că simțul credinței la apartenenței la țara, la neam și la Dumnezeu a găsit ecou de fiecare dată când am coborât în Duhul Bisericii și al credinței strămoșești și al valorilor de neam. E un fir viu care ne leagă, care este o putere, o energie creată, sădită în noi. De aceea mă bucur pentru acești copii și pentru toți cei de față, am primit exemplul bun, cum trebuie să se vorbească, cum să se făptuiască și au fost într-adevăr însuflețiți, iată, de Duhul autentic a unui sărbători. Să mai înțeleagă că și astăzi și întotdeauna Biserica și Armata trebuie să fie în prima linie când vorbim de propovăduirea valorilor sau adevărului. Să fim în prima linie când vorbim de așa ceva. Nevoie de preoți credincioși, nevoie de oameni curajoși, de o armată vitează. Este o mângâiere pentru cei în vârstă să se vadă că astăzi se discută astfel și că suntem aici. Este o nădejde pentru cei tineri să rostiți astfel de lucruri și să le dăm o speranță că nimeni nu ne poate sta în fața, asemenea strămoșilor noștri, în lupta de eliberare de orice ceea ce putea să ne înrobească, cultural, economic, material, spiritual, sub altă formă. Orice formă de înrobire este inadmisibilă pentru noi. Și mai ales copiii aceștia, repet, care se bucură și pe cei de față și pe cei care iată, avem ca strămoși care cu prețul pe zidor ne-au dat exemplul Scriptului de Jef. Mi-am înțeles că mare idealul de unitate națională, de credință, de neam, de limbă, de toate valorile, nu se pot înfăptui decât cu șefă și grup. Nădăjduim ca Dumnezeu să ne întărească, să fim însuflețiți și noi, împotrivit același Duh și Scriptul de Jef, în lumina adevărului, pentru promovarea celei păși durabile.
acele frățietăți care se bucură, acele demnități de viață pe care prea adesea le pierdem datorită provocărilor sau tuturor factorilor care caută să ne încerceze la un sfânt de a fi români, da, și drepturitori creștini. Mulțumesc personal, mulțumesc unele prelogilor care m-au rugat să rostim aceste cuvinte dumneavoastră și celor de față prezenți și ne-am sesizat aici prezentul acesta. Și ne dorim să fie data viitoare și un vlădic aici, cu prezența unui arhimeu, a unor grade militare superioare, alături de cei care sunt aici de față și care, nu numai acum, sub o formă sau alta, s-au simit mereu să nu se stingă, nepoțel, în văr, în frate, au avut discuții aprinse în familie. Cum mă să lăsăm așa? Nu putem să lăsăm acolo, nu putem de partidul tare. Nu-i vorba de partid aici. Aici vorba de pământul țării, vorba de copiii noștri, vorba de mulți ani ăștia care s-au strigat. Da? S-au rostit rugăciuni și s-au strigat strigăte de lupte pentru ce? Întregirea neamului nostru și pentru... Și să nu uităm! Peste 150 de preoți au fost deportați, au fost închiși în închisori în Ungaria. Peste 200 au fost deportați în orașul Sopron din Ungaria. Alții au murit sub armata germană, au murit sub armata austro-ungară și mai departe. Biserica de Ager, prea ușor le uită numele. Ar trebui să vadă ca urmași, într-adevăr, care au înțeles bine motivația luptei și necesitatea, într-adevăr, a păstrării unități în Duhul în care, într-adevăr, poate să dăinuiască liniștea, bucuria, pacea, să venim în fericire și liniște pe aceste meleagă. E binevenit acest moment. Este sfânt pentru noi. Și referitor la remarca pe care a făcut-o acel parlamentar. Noi înțelegem că cimitirul este un loc sacru pentru noi, unde odihnesc osemintele celor care și-au dat viața pentru țară și pentru credință, și nu un loc de fumat, ca să zici că vă dăm și vă un loc mai încolo sau mai încoace. La căpătuiul Tatălui, la căpătuiul morților noștri, ne găsim niște așteptatea cu cerul și cu pășinile noștri. Nu putem să facem aici mutații, da? Geografice sau de coordonare. Și rămânem în Duhul strămoșilor noștri pe aceste meleaguri, cu prețul vieții, dacă necesar, pentru că și astăzi, cred, neamul nostru va da astfel de oameni, preoți, militari și români cu toate categoriile, care se ducă mai departe, în adevăr ce credința strămoșească a comentașilor noștri. Vă mulțumim tuturor și să ne pomenim și pe noi la cele vieții și să nu mai la altele politice. Mai ales sectorul spiritual. Ar fi bine să sunem un clopot permanent și pe Valea Odului, cum a făcut pentru Istin, cu locașul în cinstea celor care au pătimit în temțile comuniste și sub alte zile, să ridice, să zici, băi, să fie lăcașul de lumine și pomenire toate centrele acelea din educare sau unde au fost primoniți. Și așa s-a ridicat darurilor vădici, în adevăr, că au înțeles, la Peniprava, la Iud, la Stășenții, de rugăși biserici, monahale și în alte părți, cunoașteți foarte bine, iată s-a ridicat și ar fi bine și noi la fel să facem așa fel încât, nădăjduiesc, să sunim un clopot și pe Marea Auzului în memoria celor care ți-au dat viața pentru a avea o țară liberă, independentă și într-o credință care să te facă, într-adevăr, să se simți în fiul lui Dumnezeu. Amin. Să rămână, Părinte, vă mulțumim din tot sufletul. Dragi români, astăzi, după cum știm cu toții, aniversăm și cinstim glorioasa armată română și îi pomenim după Patria Ortodoxă pe viteji țărani, în opinii militare și pe generalii lor. Pe 25 octombrie 1944 s-a eliberat ultima palmă de pământ românesc, orașul Caen, dar tot în octombrie, inclusiv în data de 25 octombrie 1916, s-au dus pe această vale a Uzului bătălii crâncene din care armata română a ieșit victorioasă. Bătălii care au asigurat mai apoi marele victorii de la Vârșești și Oituz. Astăzi, 25 octombrie 2019, suntem aici la cimitirul internațional al eroilor Valea Uzului, pentru că este nevoie de noi. Sutele de eroi ai armatei române căzuți pe câmpul de luptă al Văii Uzului au astăzi nevoie de noi să îi apărăm. Monumentul și să ne apărăm monumentul și crucele, să ne apărăm memoria. Prezența noastră aici
ca și pe data de 6 iunie de ziua eroilor, transmite un mesaj hotărât factorilor de putere din această țară. Transmite o voință națională care spune foarte răspicat: monumentul și crucile ridicate în cimitirul internațional al eroilor de către primăria Târmănești rămân aici. Monumentul și crucile nu se dărâmă! Nu se dărâmă așa cum cere Ungaria și UDMR-ul. Aici este România! Aici este Valea Uzului! Aici este Târmănești, Comănești, Tofteana, Onești, linia de fier a Moldovei, care niciodată nu a fost răpusă și nici nu va fi, că aici suntem noi, uniți, românii din toată țara, alături de voi, oamenii locurilor. Să nu uitați niciodată asta, să nu uitați că voi nu sunteți aici singuri. Bravo! Valea Uzului este bătălia pe care o putem câștiga, așa cum au câștigat eroii pentru a căror memorie luptăm noi acum. Este o bătălie pe care o putem dobândi nu numai pentru Valea Uzului, ci împotriva unei întregi politici maghiare, care are ca misiune reconfigurarea fostei granițe stabilite prin dictatul de la Viena în 1940. Niciodată! Nu întâmplătorul de mere Harghita, de fapt Ungaria, are în vedere atât Valea Uzului cât și cheile Picazului din județul Neamț. Știm exact cu cine și cu ce avem de a face. Acest adevăr trebuie rostit, răspicat. Știm exact ce vor. Vor maghiarizarea unor zone cât mai extinse și dobândirea mai apoi a autonomiei teritoriale pe criterii etnice. Propaganda minciunoasă spune că cimitirul internațional de la Valea Uzului trebuie adus în stadiu inițial. Propaganda se face că nu știe că cimitirul este cimitir internațional, stadiul inițial al acestuia. Nu includea nici cele 600 de cruci cu semne ale statului ungar, nici poarta așa zis secuiască. Aceste lucruri au fost amplasate ilegal, fără niciun fel de autorizație, în anul 1994, după ce au fost dărâmate și aruncate la gunoi crucile celorlalți militari de diferite naționalități, inclusiv ale eroilor români, inclusiv monumentul de piatră ridicat de Ministerul Apărării Naționale în anul 1995. Stadiul inițial al cimitirului este în 1926, când armata română, prin cultul eroilor Regina Maria, a adunat osemintele tuturor militarilor de pe câmpurile de luptă de la Valea Uzului și a înființat cimitirul internațional a eroilor Valea Uzului. Deci anul 1926. Atunci este stadiul inițial. Ridicarea celor 52 de cruci și a monumentului de către Primăria Târmănești în 2019 este o reparație morală și o restabilire istorică a caracterului internațional al acestui cimitir, maghiarizat complet în 1994 prin profanarea lui. Așadar, pe de o parte, suntem noi și eroii și crucile lor, pe cealaltă parte sunt cei care negociază dărâmarea sau mutarea acestor cruci sau acestui monument. Acest lucru nu se va întâmpla niciodată cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că noi vom fi întotdeauna aici prezenți și fiecare parlamentar, membru al guvernului sau președinte sau cine va urma la conducerea acestei țări, trebuie clar să înțeleagă că noi suntem zid, scut în jurul acestor cruci și în jurul acestui monument. Ce vom face, fraților, dacă ei vor veni să le dărâme? Vom lupta până la cap. Luptă! Stăm cu mâinile în sân sau venim?
străinii ne-au luat totul. Ne-au luat aurul. Ne-au luat pământurile din sud. Ne-au luat petrolul. Acum vor să ia și nevoia eroilor. Acum vor să ia și crucile eroilor. Nu-i vom lăsa. Crucele și monumentul nu se vor ceda. Că dacă vor rămâna crucele, atunci vom pierde tot. Dacă crucele vor sta în picioare, temelia acestor cruci va fi temelia pe care noi, ca popor român, ne putem ridica din genunchi, ne putem ridica pe linia neamului și vom putea recupera tot ce am pierdut. Dacă aceste cruci rămân în picioare, aceste cruci sunt demnitatea noastră de români, să nu o lăsăm să fie călcată în picioare. Doamne ajută! Așa să-i ajută Dumnezeu! Împreună mergem cu Dumnezeu înainte pentru biruința neamului românesc! Trăiască! Trăiască! Trăiască și trăiască! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască! Trăiască și trăiască! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Prietenului meu de nădejde, celor care întotdeauna ne-au fost aproape și la tine, dar mai ales la greu, Dan Ciprian Grăjdeanu, liderul Frăției Ortodoxe, Sfântul Mare Mucenicior. Doamne ajută, fraților, și vă iubesc pe toți, pentru că împreună iubim neamul românesc. În primul rând îi iubesc pe frații mei, care săptămână de săptămână, la fiecare sfârșit de săptămână, pleacă de acasă și dă mâini de ajutor acolo unde e nevoie, la zile de bătrâni, la mănăstiri, la biserici, pe toate șantierele unde e nevoie. Vă îndemn și pe voi, pentru că datorită acestui fapt, al faptei pe care îl facem cu mâinile, Frăția Ortodoxă numără atâția membri. Haideți să facem tabere de lucru continuu. L-avem aici pe Părintele Amfilohie, care, prin ideea lui Dumnezeu, va face o cetate a românismului deasupra Comăneștiului. Va trebui să fim scut lângă Părintele, să ridicăm mănăstirea asta. Nu numai cu bătăi pe umăr, ci să fim fizic acolo. Despre cei care vor îndrăzni să se uite măcar urât la crucile astea, le spun că nu e teamă decât de Dumnezeu, de păcat și de clipa în care puterile fizice și sufletești vă vor părăsi și nu vor putea să lupt. Până atunci vom fi aici și nu se va trece de noi. Da? Deci nu e o vorbă în vânt, de aceea se lovește în Sfânta Biserică, pentru că Sfânta Biserică face suflete de om netemătoare. Cei care și-au dat viața de-a lungul istoriei naționale pentru neam și pentru țară au fost cei pe care știau că lașitatea nu asigură bilet de trecere către rai. Deci, loviturile în Sfânta Biserică sunt pentru că nu au nevoie, la ora actuală, de oameni cu coloană vertebrală, de oameni care să dea o parte compromisul și păcatul. Vă îndemn să fiți cu adevărat în biserică, să vă luptați cu patimile voastre, să vă spovediți, să vă împărtășiți. Frăția Ortodoxă dă în fiecare săptămână, deși sunt oameni care au servicii, care au familii și frumoase, sunt foarte buni la serviciile lor, dar tot la fiecare sfârșit de săptămână sunt în acțiune pentru cel sărac. De ce? Pentru că au o credință nestrămutată, pentru că nu se pot îngădui să nu facă maxim pentru neamul lor. Vă îndemn pe fiecare, în fiecare clipă, să vă gândiți la ce să faceți pentru neamul vostru. Închei, pentru că sunt niște copii minunați care au să ne bucure cu un cântec, cu un eseu despre dragostea de lor de neam și țară. Vedem că merge mai departe. Doamne, miluiește neamul nostru românesc! Mulțumesc tare mult, fraților! Poate că acum ați înțeles de ce au primit acele distincții atât Părintele, cât și Mihai, cât și Dan, cât mai ales acest pui de om, Iliuță. Pentru că trăiesc și simt românești. O invit pe Ana Ioana Grășteanu să ne spună câteva gânduri de ale ei despre eroii români. Astăzi, 25 decembrie 2019, ne aflăm la Valea Uzului, pe un picior de plai românesc, unde culorile lui Brumărel ne încălzesc sufletul. Faptul că ne aflăm împreună, aici și acum,
sărbătorind ziua armatei, ne poate da o stare de bine, o stare de pseudo-liniște, prin care ne putem amăgi cu ideea că am ieșit victorioși din lupta cu armata maghiară. Dar ce-ar fi să ne întoarcem în timp cu mai bine de 100 de ani în urmă? Haideți să ne întoarcem în toamna anului 1916, unde roșul de pe pământ nu era al frunzelor căzute, iar oamenii din jurul nostru nu aveau aceeași pace pe chip. De data aceasta, oamenii trăiesc un iad dezlănțuit. De data aceasta, ploaia de frunze este înlocuită de gloanțele nimicitoare ale maghiarilor și de grenadele lor necruțătoare. Iar lângă tine se află un fiu, un frate, un soț, un tată sau poate chiar un bunic. În spatele tău, spărtecat de ura și de răutatea maghiarilor, se zbate între viață și moarte cel mai bun prieten, vecinul sau unchiul tău. Dar ei continuă să lupte. Ei luptă pentru România mare. Luptă în continuare, poate chiar dincolo de moarte, pentru că în sufletele lor au crescut cu crezul că nimic nu-i mai dulce decât moartea pentru țară. Cu toții merg zâmbind spre o moarte sigură, pentru că știu că nu vor putea trăi știind că țara ar putea aparține altcuiva. Sub picioarele noastre se află sute, mii de soldați care și-au iubit țara și urmașii mai mult decât pe ei înșiși. Sub noi, inimile lor încă bat pentru noi și pentru România mare. Ei au învățat ce este cu adevărat dragostea. Ei au murit cu gândul că viețile celor din urmă sunt mai importante decât ale lor, salvând tot ce astăzi numim România mare. Dar noi, ce-am fi fost fără ei? Oare astăzi am mai putea face același lucru? Ne-am putea lăsa toată viața în urmă cu gândul la țară, dar mai ales la Dumnezeu? Mulți ne considerăm patrioți, dar în luptele din ziua de azi din Ardeal, câți dintre noi ne-am implicat? Câți dintre noi ne-am ridicat din pat cu gândul că astăzi am putea salva țara de la presiunile maghiare din Covasna și Harghita? Sunt convinsă că mulți prea puțini. Oameni buni, vă îndemn să iubiți, vă îndemn să vă iubiți neamul și să luptați pentru el, vă îndemn să nu treacă zi fără să faceți asta, pentru că mi se rupe sufletul cu gândul că într-o zi frații noștri ardeleni ar putea suferi cum au făcut odinioară. Schimbarea pleacă din fiecare dintre noi, așa că iubiți. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult! Acum 75 de ani, orașul care a fost eliberat de victorioasa armată română de sub ocupația maghiară. De la Carei ne-a venit următorul mesaj scurt pe care vă rog să-mi permită să vă-l citesc. Sunt suflet din sufletul neamului meu și îi cânt și bucuria și amarul. Astăzi cântăm împreună bucuria de a fi împreună la locurile de veci ale celor cărora le datorăm libertatea și mai ales identitatea noastră națională. Jertfa lor de sânge nu a fost în zadar. Vatra noastră românească a fost păstrată și pentru generațiile viitoare. Eroii nu mai au nevoi, eroii ne au pe noi. Ei sunt cei care ne-au adus aici, ne-au adunat din toate colțurile țării la ceas de mare cumpănă pentru țară. Aici, la mormintele eroilor de la Valea Usului, ne-am cunoscut cei ale căror inimi bat la unison pentru această țară românească. Pentru că eroii ne au pe noi. Suntem împreună pentru că simțim la fel, iubim cu toată ființa noastră neamul nostru românesc. Chiar dacă azi nu sunt o prezență fizică la mormintele eroilor români de la Valea Uzului, sunt aici prin tot sufletul meu. Revăd cu ochii minții fiecare mormânt de eroi la care am aprins lumânări și am pus o rugăciune la data de 6 iunie 2019. Mai simt în nări mirosul pădurilor de brad, al pământului reavăn și al ierbii crude de pe acest platou. Forțarea Carpaților Orientali s-a desfășurat între 19 și 27 octombrie 1916. Toate încercările de forțare a trecătorilor au fost respinse de armata română. Ca un arc peste timp, tot în aceeași perioadă a lunii octombrie, dar în anul 1944, armata română a eliberat Ardealul de Nord.
Neamul nostru românesc a știut să-și apere mereu teritoriile, nu prin vorbe alese, ci mai ales prin fapte. Să dăm dovadă că putem fi uniți, că putem trece peste orice neînțelegere. A venit vremea să ieșim de amorțeală. Ori alegem să fim români cu tot ce presupune asta, ori nu vom mai fi. Semnat Daniela Ciuta de pe granița de Nord-Vest. Acum urmează Andreea Streza, fata unui camarad al nostru. 5 copii, sunt 5 frați, o familie minunată, fiecare cu o harismă deosebită. Aș vrea să adaug că tânărul Ilie, fiul Văii Uzului, este și un nepot al părintelui Iustin Pârvu, că tot s-a vorbit aici. Deci vedeți că sângele părintelui curge tumultos în noua generație. Și o să ne cânte domnișoara Andreea Streza un cântec excepțional. Spune-ne tu cum se numește. Noi suntem români. Moldova.
depune coroane delegația Consiliului Local Dărmănești. Delegația este condusă de domnul viceprimar Buzatu Mihai. Frăția ortodoxă Bacău.
este Consiliul Mondial Român, delegația este condusă de domnul Nicușor Moise și George Simion. Va ieși pe poarta cimitirului și se va încolona în poziția unde a plecat. În încheiere, vă urez...
Thank you.